accelerator de obicei presupune circa 3 luni, între 3 și 6 luni de dezvoltare, ceea ce noi l-am structurat în 12 săptămâni. 12 săptămâni de agendă plină, ceea ce presupune întâlnire între startup-uri, între fondatori, de asemenea sesiuni cu tracker, lecții, să zicem așa, care sunt în folosul lor ca să completeze setul de cunoștințe și sesiuni săptămânale de mentorat cu persoane din domeniul, mă rog, în cazul nostru AgTech, atât agricultură cât și tehnologie. Ministerul are setat ca prioritate digitalizarea agriculturii, pentru că ministerul înțelege și percepe lucrul că acest fenomen se întâmplă acum și el trebuie promovat, pentru că provocările care le au agricultorii la ziua de astăzi nu pot să facă față fără implicarea, să zicem, tehnologiilor informaționale. Și aici noi încercăm să vorbim cu donatorii, să vedem în primul rând unde donatorii poate să ne ajute pentru a integra ideile lor, ideile noastre într-o platformă comună. Ne bucurăm foarte mult să găzduim astăzi acest eveniment de prezentare a rezultatelor laboratorului inovativ în domeniul AgTech. Este o nouă verticală pe care proiectul Techul o susține deja de 2 ani de zile. Datorită suportului USAID și guvernului CID, proiectul Techul a susținut diverse inițiative pentru a aduce inovații în diverse domenii, în diverse industrii. Dacă vorbim de startup-uri, asta sunt cel mai probabil ceva mai în teorie, unde ei dezvoltă modelul de business, dar sunt oameni în industrie agricolă reali, care au nevoie de soluții reale, care au bani reali, care au nevoie de impact real. Și deci rolul meu era să-i conectez și eu cred că noi am reușit să facem câteva piloturi, măcar în 3 startup-uri care îmi vin acum în cap, care într-adevăr, de la model de pe hârtie, cum noi spunem, sau de la prezentări, au fost în câmp, au vorbit cu agricultorii reali, i-au prezentat soluția și chiar au vânzări. Cel mai complicat lucru care au avut mentorii și trackerii este să-i arate că piața gândește altfel decât tu gândești. Deci ei erau îndrăgostiți de ideile lor, ei se duceau, vorbeau cu oamenii reali, cu potențiale consumatori și spuneau, nu, asta nu trebuie, nu îmi trebuie ca asta. Tu dacă vrei să-mi vinzi nouă, trebuie să schimbi ideea. Un tracker este o persoană care este între mentor și coach, anume în startup-uri. El ajută startup-urile, founderi din startup-uri să parcurgă un anumit parcurs de dezvoltare. Mai întâi să se focuseze pe clienți, apoi să-i ajute să se focuseze pe dezvoltarea produsului, pe testare, pe crearea de economie, da, calcule pentru ca să vadă rentabilitatea. Noi am creat o platformă online unde producătorii își pot plasa produsele, iar cumpărătorii dispun de o multitudine de oferte și, de asemenea, au parte de o livrare rapidă și eficientă. Este o experiență destul de mare. Noi am obținut destule cunoștințe privind startup-urile, cum ele de la idee, cum ele funcționează, până la produsul final. Am aplicat cu ideea de a scrie un program informatic pentru automatizarea cărților tehnologice, baza pe care lucrează agricultorii. În primul rând am învățat că trebuie de făcut întâi testarea pieței și apoi de produs programul. Noi am aplicat cu ideea de a implementa un sistem inteligent de monitorizare, analiză și prognoză, prin care producătorii agricoli vor putea obține venituri suplimentare prin monitorizarea, analiză și prognoză terenurilor agricole din punct de vedere al gândirii artificiale și al soluțiilor digitale. Respectiv, în etapele de monitorizare, analiză și prognoză vor fi utilizate date colectate prin intermediul dronelor, sistemelor de monitorizare, a capcanelor și instrumentelor inteligente pentru combaterea bolilor și dăunătorilor. Ideea nu s-a schimbat, doar am căpătat noi cunoștințe, noi valori de dezvoltare și astfel ne-am aprofundat mai adânc în această idee. Am aplicat la accelerator cu ideea de monitorizare vieții
albinilor, familiilor de albini. La început era intenția de a crea cât mai sofisticate, cât mai performante soluții în pas cu ultramodă, dar după o serie de interviuri și luând în considerație că majoritatea publicului, majoritatea apicultorilor sunt oameni conservativi, am făcut un fel de schimbare spre mai simplă soluție.